Ca de obicei, regulile rămân cam aceleași. Când vorbim de Delta Dunării, Delta necesită un turism responsabil, un turism pe slow motion, nu pe repede înainte, un turism de vizitare. Și pentru asta, orice persoană care își dorește să petreacă o vacanță în Delta Dunării, e bine să fie informată cu privire la regulile de acces. Mă refer aici la achitarea taxei de intrare în rezervația biosferei Delta Dunării, la achitarea în cazul în care vin cu autoturismul în zonele, dau un exemplu, Corbu, Vadu, achitarea taxei de autoturism. Asta o dată. Doi, faptul că permisele de pescuit sunt gratuite, asta nu înseamnă că n-ar trebui să-și obțină pe online permisele de pescuit. Orice turist trebuie să cunoască aceste reguli și, nu în ultimul rând, trebuie să cunoască regulile de acces în rezervație, canalele unde se poate intra, lacurile unde e voie să intre. Eu acum recomand tuturor celor care își doresc să vină în rezervație, să, în momentul în care antamează un ghid de turism, să fie convinși că acel ghid de turism cunoaște Delta, știe despre ce vorbește și, în ultimul rând, îi învață ceea ce înseamnă natura, ceea ce înseamnă biodiversitatea. Delta are nevoie de așa ceva, de oameni educați, de oameni bine informați și de oameni care știu de ce vin în Delta Dunării. Site-ul RBD-ului oferă suficientă informație în acest sens, tocmai ca lucrurile să fie ok, ei să-și petreacă vacanța liniștiți, fără amenzi sau fără presiuni din partea comisariatelor administrației rezervației biosferei Delta Dunării. Da, într-adevăr, sezonul turistic pentru anumite zone s-a încheiat sau se urmează să se încheie, pentru, mai ales mă refer la sudul litoralului, dar pentru Delta el continuă cu aceeași intensitate cu partidele, concursurile de pescuit în incintele de pescuit din Delta Dunării, spun eu, cu lucruri care sunt frumoase pentru orice turist și care oferă deja, Delta Dunării intră în partea de toamnă, oferă altceva decât vorbim de pregătirea păsurilor pentru a migra, vorbim de schimbarea coloritului vegetației. În fine, invit pe toți cei care doresc să vină în Delta să vină, dar, repet, să se informeze în prealabil, să știe pentru ceea ce vine. Delta Dunării, toamna, este pentru pescari. Dar în Delta Dunării sunt și borșurile de pește. Unul este la Jurilovca, deja celebru, celălalt la Crișan și cel nu mai puțin celebru. În acest weekend vine România cu Marele Ivan pe Zaichi, pe Faleza Tulcea. Apoi, pe 29 septembrie, avem și un târg de băi și motoare, Delta Fish, pentru prima dată la Mâni Tulcea. Înțeles că am trecut să fost în Constanța. Așa că, da, din fericire, în Delta Dunării nu se termină sezonul turistic la 31 august. Sfârșit de august, început de septembrie, care ar fi gradul de ocupare în Delta? În august a fost aproape 100%, toată luna august. Deci, foarte greu puteai găsi o cameră în august. După ce în vârful sezonului, deci lunile de vară, iulie și august, avem de obicei turiști obișnuiți în concediu, oameni cu familii, cu copii, din perioada de toamnă începem să organizăm team building-uri și mai ales în octombrie, noiembrie, competiții de pescuit, ca și primăvara de altfel, înainte de deschiderea sezonului de vară. În primul rând, tarifele, ca principiu general, scad undeva după jumătatea lunii septembrie cu 10-15% față de tarifele de vară. Iar pentru pescari am creat, datorită experienței căpătate în timp, am creat pachete speciale pentru pescari, pentru că iau un alt tip de comportament față de turistul obișnuit venit la relaxare și la plimbări în Delta, în sensul că se scoală foarte devreme, pleacă să-și facă datoria, să-și îndeplinească pasiunea,
Și în general revin pentru masa de seară și atunci ei sunt mai puțin interesați de all inclusiv, ca să zicem așa, au nevoie de transport cu barca dacă nu au oricum au nevoie de embarcațiuni dacă nu vin cu bărcile proprii. Uneori au nevoie și de conducători de embarcațiune cei care nu au permis și cazare cu demipensiune. Pentru ei, în mod evident, scopul principal este pescuitul. Deci și odihna peste noapte ca să reia în ziua următoare. Aceste pachete de pescare au un tarif ceva mai mic pe cazare, practic, față de pachetele obișnuite. Încercăm de câțiva ani de zile și probabil toate unitățile hoteliere din Delta fac același lucru, să prelungim sezonul, să-l începem și să-l începem cât mai devreme primăvara și să-l prelungim cât de mult se poate către decembrie, dacă este posibil. Noi suntem unul dintre hotelurile care poate funcționa non-stop, avem sistem de încălzire. Nu este însă foarte simplu să organizezi aici sărbătoare de Crăciun și organizarea petrecerii de Revelion decât eventual cu niște grupuri compacte. Deci e foarte greu să oferim aceste servicii la turiști individuali, pentru că e necesară deplasare pe apă, iarna în condiții care pot fi dificile, nu știm niciodată foarte exact cum arată prognoza vremii. Deci categoric, această scădere de tarife și oferta pentru pescar ne aduce ceva mai mulți turiști și în perioada octombrie-noiembrie, pentru că nu prea mai vin oameni în concediu în octombrie și noiembrie, nu mai vin oameni care să se plimbe prin Delta așa cum se întâmplă vara. Noi am reușit în 2019 să avem primele acțiuni în martie, ceea ce nu-i foarte... n-a fost uzual până acum. Deci am dus un team building și un concurs de pescuit, cred, în luna martie, când trebuie să recunosc că Delta nu e cu totul înverzită și extraordinar de atractivă din punct de vedere peisaj, natură, păsări. Dar oamenii se simt bine, tot facem plimbările acestea pe lacuri, chiar dacă natura nu e cu totul și cu totul înverzită. În general se pornește în aprilie, vorbesc de toată lumea acum, nu numai de Egreta Hidroturism, în general se pornește în aprilie, cu certitudine, momentul 1 mai este primul în care Delta în principiu se umple aproape la capacitate. Vara ne este tuturor mai ușor. Acum, revenind la toamnă, ceea ce m-ați întrebat, eu știu cu certitudine că la primul weekend din noiembrie vom avea etapa, va fi ultima etapă a Ligii Române de Spinning în această zonă. Deci noi vom avea hotelul plin, e vorbind de o participare de 60-70 de embarcațiuni de câte două persoane, plus organizatori, televiziuni, deci vorbind de o acțiune cu 200 de participanți, ca să zic așa, și toată zona Uzlina va fi populată de acești pescari. La 15 noiembrie încercăm o altă competiție de pescuit împreună cu Fishing and Hunting Channel. Și în general, chiar dacă nu avem grupuri complete, în noiembrie se vine la pescuit de răpitor, știu că Biban, până la momentul 1 decembrie. Nu mai este capacitatea ocupată 80-100% decât în unele weekenduri când avem acest tip de competiții. Și nu uitați să ajungi în Delta Dunării și să nu faci măcar o plimbare pe canale și lacuri, este ca și cum nu ai fi vizitat aceste locuri. Pentru GoNext, Cristina Niță.